Noul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a postat un nou material video prin care atrage atenția asupra depozitelor ilegale de deșeuri. Comisarul a vrut să arate cât de expuși sunt aproximativ 3 milioane de români care locuiesc în capitală și în localitățile învecinate. Iată imaginile. Aceste vetre sunt în vest, în vestul capitalei, lângă București, și e foarte probabil, după cum se observă ușor, că am primit foarte multe noxe și multă poluare toxică din depozitele ilegale de deșeuri. Am văzut o groază de deșeuri dubioase, pe care în mod normal nu le găsești în locuința niciun om, lăsând deșeurile din demolări deoparte. Astea sunt vetrele, iar ce vedeți aici este o vatră, mai sunt câteva mai în față, unde deșeurile erau aruncate în acest râu, care trece foarte aproape de București. Deci vorbim și de o poluare profundă a râului și a apei. Imediat vă arăt câteva vetre mari care au afumat Bucureștiul, despre care absolut nimeni nu a vorbit, din păcate. Cam așa arată. Sunt zeci de astfel de vetre, iar materialele arse, vedem cauciucurile acolo, foarte aproape, materialele arse erau aruncate în apă. Comisarul șef al Gărzii de Mediu susține că businessurile primează în fața sănătății populației. Acesta i-a sfătuit pe cetățeni să facă sesizări pentru ca arderea ilegală a deșeurilor să poată fi stopată. Altfel spus, comisarii Gărzii de Mediu să știe unde să se ducă pentru verificări și amenzi. E un business și businessul ăsta înseamnă să aduci aici materiale de afară sau din industria internă, să le dai foc, să le faci dispărute, iar fumul de aici îmbolnăvește 3 milioane de oameni în București și în zona învecinată.